Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea într-un moment de tensiune. Este august, dar cu toate astea tensiunea este foarte mare. Inclusiv astăzi a fost un meci destul de dur. Purtătorul de cuvânt al administrației prezidențiale a vorbit din partea președintelui complet nemulțumit de modul în care i s-au tăiat din banii alocați la această rectificare bugetară. Cred că acesta însă este un meci mic. Meciul mare este, așa cum spuneam și în introducere, cu totul și cu totul altul. Privind la ceea ce se spune de o parte și de alta, cred că toată lumea ar vrea să știe, din punctul nostru de vedere, cum vedeți aceste chestiuni și cum vedeți aceste repoziționări. Președintele Klaus Iohannis v-a mai făcut odată o propunere imediat după alegerile din 2016, iar în aceste zile a apărut informația că președintele ar fi zis la întâlnirea cu liberalii că și-ar dori să creeze o legătură cu dumneavoastră și mai mult decât atât, președintele PSD Liviu Dragnea a spus că de Călin Tăriceanu, spune președintele, mă ocup eu în sensul de a rupe din această coaliție. A fost și o întâlnire interesantă, o întâlnire la care s-a cerut o reunificare a liberalilor, la care au participat reprezentanții tuturor partidelor liberale sau populare. Și acum toată lumea așteaptă de la dumneavoastră să spuneți care este, dacă s-a schimbat ceva în modul în care dumneavoastră înțelegeți lucrurile și politica de alianțe a partidului care crește în sondaje în mod cât se poate de vizibil. Ați avut o discuție cu președintele Călin Popescu, cu președintele Klaus Iohannis, în care să vi se facă vreo propunere concretă în sensul ruperii de către PSD? De PSD? Nu, n-am avut nicio discuție, nici concretă, nici abstractă. Dar aș vrea să mă refer la două lucruri. Da, am văzut că este o anumită tensiune, o anumită frământare, prilej de speculații nemai văzute. Primul lucru pe care doresc să-l subliniez este că, spre deosebire de modul în care au funcționat în România până acum alianțele și modul în care cred că foarte mulți observatori, analiști, oameni politici s-ar fi așteptat să funcționeze coaliția dintre PSD și ALDE, cred că ați observat că nu a existat niciun singur moment în care ALDE să condiționeze funcționarea coaliției sau să șantajeze, ca să spun mai direct. Ne dați asta sau plecăm? Da. Exact. Vrem cu tare, nu avem și alte alternative. Niciun moment. În pofida faptului că nu vă imaginați că întotdeauna lucrurile, mai ales la nivel politic, unde sunt personalități diferite, fiecare cu agendă, n-ar putea să se întâmple, nu ar exista, eu știu, abordări diferite și așa mai departe. Și întotdeauna am încercat ca diferențele de abordări să le rezolvăm între noi și să ne preocupăm de lucrurile importante. Și cred că o să vină și momentul în care, în seara asta, să vă spun care cred eu că sunt lucrurile importante pentru noi. Și nu numai pentru noi politica, partide, dar în final pentru acest demers de guvernare și pentru România. Acum, în ceea ce privește speculațiile pe care vă spuneam că le-am văzut și poziționările unora sau altora, săptămâna trecută am avut un bun prilej ca să spun ceea ce gândesc, fără să fie apărut aceste declarații la care făcea referire domnul Dragnea, pe care le-am văzut și eu în presă, referitoare la ce ar fi spus Iohannis la întâlnirea cu cei din PNL.